Se fac 29 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru din 1992. Pentru a-i comemora pe cei care și-au jertfit viața pe câmpul de luptă, zeci de veterani de război, oficiali, dar și simple cetățeni au venit astăzi să depună flori la monumentul Maica Îndurerată din capitală. Majoritatea veteranelor prezenți la eveniment au povestit cu durere despre evenimentele sângeroase la care au participat pentru a apăra integritatea țării și spun că regrete că astăzi autoritățile i-au dat uitării. Ceremonia de comemorare a eroilor căzuți în războiul de pe Nistru a avut loc la monumentul Maica Îndurerată din capitală. În pofida restricțiilor antiepidemice la eveniment au participat zeci de cetățeni, printre care primele persoane în stat, oficiali, militari și participanți la război. Deși purtau măști, distanța socială nu prea a fost respectată. Cu lacrimi în ochi și durere în suflet, acest veteran al războiului de pe Nistru povestește că a ales de sine stătător să meargă pe front, în locul ginerelui său. Și asta pentru că nu a vrut să-și lase fiica fără soț, deoarece tocmai născuse doi copii gemeni. Atunci se luau tineri, băieții care că erau în putere și eu m-am dus la primărie și m-am cerut să mă duc în locul. Acum se bucură de nepoți și strănepoți, însă conflictul armat și amintirile despre bătăliile în care și-a pierdut camarazii de luptă întotdeauna îl întristează. Și mai tare se amărăște însă atunci când vede cum autoritățile nu-și mai bat capul de problemele veteranilor de război. A fost grav, mai ales la Bender. Au murit copii, tineri, nevinoveți. A fost mult trădare din partea conducerii țării. De trei ori am intrat și de trei ori m-am întors înapoi. Era strașnic prin oraș, trupuri înflate. Iar această femeie a rămas văduvă cu trei copii după ce soțul său, care pe atunci avea doar 29 de ani, a decedat pe câmpul de luptă. Să crește eu, dar am reușit să învăț copiii, să-i le dau studii, să... Trebuie să facem împreună, dar m-a făcut eu singură ca mamă, pentru că copiii nu au nicio vină. Statul nostru așa e de... că uitat eroi și nu se mai duce, nu avem nimic, nimic absolut. Am pierdut vieți omenești, am pierdut liniștea din familii. Am plătit și continuăm să plătim pentru acest conflict menținut artificial. Îmi doresc enorm de mult ca Republica Moldova să devină un stat prosper în care fiecare dintre noi, la rândul nostru, să fim prosperi cei 3 milioane sau 4 milioane sau cât mai suntem în țara asta. Avem cu toții obligația morală să-i comemorăm pe cei care nu mai sunt cu noi, eroii care și-au jertfit viața pentru independența Republicii Moldova. Astăzi, 2 martie 2021, se împlinesc 29 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru. Luptele au început în noaptea de 1 spre 2 martie 1992. Circa 300 de oameni au murit, iar alții aproape 300 au rămas invalizi în urma acelui conflict, dar cifra exactă nu este cunoscută nici până în prezent. Deși au trecut aproape 3 decenii de la acele evenimente sângeroase, problema transnistreană nu a fost soluționată nici până astăzi. Trupele militare rusești staționează în continuare în stânga Nistrului, în pofida obligațiilor asumate de Rusia la summiturile OSCE din 1999 și 2001. De a retrage trupele și armatele de pe teritoriul Republicii Moldova.